Ne dispare istoria? Nu-i grav. Oricum, nu mai avem mult și dispărem și noi ca nație. Dacă rata natalității se menține, în 80 de ani vom fi jumătate din cât suntem azi și peste câteva secole nu va mai fi picior de român. O arată studiile Organizației Mondiale a Sănătății, îngrijorată, ea, nu noi, de ce se întâmplă aici. Statul ar trebui să facă urgent o strategie să-i ajute măcar pe acei români care ar vrea să aibă copii, dar nu pot, pentru că suntem singura țară din Europa care nu încurajează programul de fertilizare. De aceea, mii de români au început să ia cu asalt Grecia, care are cea mai mare rată de reușită la fertilizări in vitro, succes la care a contribuit și un doctor care tocmai și-a sărbătorit cei 40.000 de copii făcuți de mâna lui. E mijloc de iunie și în avionul cu destinație Atena te lovește o imagine complet ieșită din comun. Mare parte dintre pasageri par să fi fugit de la grădiniță. Ți se pare cunoscută de undeva? O oră mai târziu aterizăm la Atena. A doua vară din viața acestor tripleți și prima lor vacanță sunt pe cale să înceapă. Robi se relaxează imediat. Alex încă nu se poate desprinde din brațele mamei, iar Tony se pregătește să ocupe locul din față în căruciorul puțin mai mare decât un scooter. Se îndreaptă ușor spre ieșirea din aeroport, un grup compact, frumos și peste măsură de fericit. Ce diferență față de acum un an și 9 luni, când descindeau la Atena doar ei doi, tineri și îndrăgostiți, ca să-și facă vacanța și, printre picături, să încerce marea cu degetul. Te gândeai că să te întorci cu un cărucior cu 3 locuri ocupate? Nu. Noi speram măcar la 1. Deci noi practic am venit să ne distrăm. Și s-au distrat de 3 ori. Iar astăzi, la exact un an de la nașterea tripleților, s-au întors în Grecia pentru un eveniment unic pe pământ, unde își vor împărți fericirea cu toți cei care, exact ca ei, au trăit ani de durere și de chin înainte ca povestea lor să aibă happy end. Departe, în țară, oamenii la fel de tineri și la fel de frumoși își duc zilele înnecați în tristețe, în tensiune și în disperare, purtând în trup și pe o hârtie cu parafă medicală una dintre cele mai grave boli ale acestui secol, infertilitatea. Sună ciudat să spună cineva despre tine că ești infertil. Devenise totul extrem de dureros. Mi se făcea rău fizic în parc dacă treceam pe lângă locuri de joacă. Este o condamnare pe care sper din tot sufletul ca într-o bună zi să o depășesc și să pot să-mi țin în brațe propriul copil. În lume se știe de mult, un cuplu din 6 suferă de infertilitate. Probabil că la noi e cel puțin la fel de grav. Doar că în România nu s-a obosit nimeni să facă statistici clare și nici programe care să prevină, să vindece ori să rezolve această problemă care se întâmplă aici, lângă noi, chiar dacă nu se vede. Și nu se vede pentru că e o luptă pe care cei afectați o duc în tăcere, cu lumea din jur care îi privește uneori ca pe niște defecți, cu sistemul medical care nu le dă nici sprijin, nici soluții, cu fricile, cu durerea, cu traumele, cu depresia și cu incertitudinea lor. Fiecare persoană care privește acest reportaj astăzi la televiziune are în jur, deși nu o știe, persoane care suferă din cauza faptului că nu poate avea copii. Iar când li se spune, dar voi de ce nu faceți dragă un copil, suferă încă și mai mult. Dacă au curajul să spună, știi, încercăm, dar nu prea ne iese, vin ori cu aprecieri foarte dezagreabile, confuzii între infertilitate și impotență. Deci prin toate astea trec cuplurile din România, dar foarte puțin găsesc contextul sau puterea sau dorința de a vorbi despre asta public. Monica a acceptat să vorbească, cu toată durerea și revolta și disperarea adunate în cei 8 ani, de când încearcă fără succes și fără nicio urmă de compasiune din partea sistemului, să-și întâlnească și în realitate copilul pe care îl poartă în suflet și în gând. Am intrat în cabinet, era el cu asistentă și mi-a zis pur și simplu direct, nici m-a pregătit, uitați, știți, dumneavoastră nu puteți să faceți copii, va trebui să faceți fertilizare, dar mai bine adoptați, că noi nu ne jucăm de-a Dumnezeu. La început a refuzat să creadă. Cum să fie infertilă? Avea doar 20 de ani. Poate am greșit medicul, și-a spus. Și a mers la altul și la altul. Același răspuns. Monica, analiza a ieșit 10% bine, dar nu mai avem ce să facem, deci chiar trebuie să ne oprim. Și atunci țin minte că am plâns, cred că o oră,
Cred că a fost cel mai intens plâns din viața mea. Mai plânge și acum. După 5 ani de căutări și de izolare, a ajuns să se simtă foarte singură. Nu mai are curaj nici să creadă în minuni. Cu atât mai mult cu cât de curând a întâlnit un doctor care i-a sugerat să facă FIV, fertilizare in vitro. Dar ea nu mai are bani. I-a cheltuit pe toți în lungul șir de operații, investigații și analize. E greșită ideea că statul român ți asigură o fertilizare gratuită. Statul să zicem că ți-ar deconta 6.000, că jumătate. Și pe mine mă costă analizele 3.000 de ron. Prin urmare, 1.500 de euro o singură dată pentru o afecțiune care în final poate să te coste și de 5 ori mai mult. Iar acești 1.500 de euro nici măcar nu sunt pentru toată lumea. Ca în regimuri de tristă amintire, Ministerul Sănătății a decis că trebuie să facă selecții și să le deconteze doar celor mai fertili dintre infertili, fără să țină cont că până și cei mai infertili cotizează la sistem toată viața. Franța, o țară normală, asigură cu plata integrală 4 fertilizări in vitro, la fel Ungaria, Polonia și chiar Bulgaria, noi mai cu evul mediu. Până în 2011, în România nu era decontat nici măcar un FIV. Când a descoperit asta, Nicole se pregătea pentru prima intervenție din viața ei și intrase pe un forum al româncelor ca să ceară sfaturi. A fost stupefiată de ce a citit. Femeile și bărbații din România care se confruntă cu infertilitatea își vând mașinile, își ipotechează apartamentele pentru a-și permite tratamente. Natalitatea era în scădere alarmantă. În 2004, în România, au venit pe lume tot atâția copii cât după primul război mondial. Organizația Mondială a Sănătății anunța cu îngrijorare că în ritmul acesta, peste 80 de ani, țara va avea o populație de doar 8,5 milioane, cât era în 1912, și că în anul 3000 vom dispărea ca nație. După descoperirea făcută pe acel forum, Nicola a decis să înceapă războiul cu statul român. Deși era însărcinată, a venit în țară, a trimis scrisori, a bătut pe la uși și s-a luat la trântă cu tot sistemul. Din păcate, eu am pierdut acea primă sarcină avansată, în trimestrul 2. A fost o dramă pentru mine, dar nu m-a oprit. Am făcut FIV 2, am făcut FIV 3, FIV 4, am făcut FIV 5... Și nu se mai întâmpla. S-a întâmplat abia la al 7-lea. Atât de greu i-a fost și atât de complicat e pentru o femeie cu infertilitate, dar care își dorește cu ardoare un copil. 20% din cuplurile cu probleme de fertilitate au avut gânduri suicidare. Au fost cazuri chiar mediatizate de femei care s-au sinucis pentru că nu puteau avea copii. Și toată lumea spune, vai, dar din atâta lucru. Printr-o coincidență fericită, cam în perioada în care Nicole devenea mamă, statul român cedea și el la presiuni și accepta în sfârșit să deconteze fertilizarea in vitro. Una singură, dar tot era ceva. Și în 2012 deja se nășteau 300 de copii obținuți în urma unui FIV plătit de sistem. Mulți alții nu s-au născut însă niciodată, pentru că potențialii lor părinți fuseseră respinși la selecție, pe ideea nu merită investiția. Așa că, pe fondul neîncrederii în sistemul medical românesc, dar și pentru că trebuie să recunoaștem în străinătate, clinicile de fertilizare își fac mult mai bine și mai agresiv reclamă, cuplurile din România aleg mai degrabă să meargă peste hotare pentru a face această procedură. Principalele destinații sunt Ungaria, Cehia, Turcia și, din ce în ce mai mult în ultimii ani, Grecia. Acolo a plecat și Irina, cu inima deschisă și cu cele mai mari speranțe. Știa că nici acolo succesul nu e garantat, că rata de reușită e de 50%, dar era o deosebire esențială față de România, că acel 50% rată de nereușită nu descuraja echipa medicală, a cărei mentalitate, căldură, empatie, grijă erau parte din tratament în aceeași măsură ca și medicamentele. Doctorul Pantos, care a făcut embriotransferul, mi-a zis până aici, noi medicii am făcut tot ce se putea face. De aici mai departe, doar Dumnezeu decide dacă lucrurile vor ieși așa cum ni le dorim sau nu. Cu toate acestea, Irina a sperat. Avea două sarcini pierdute și era dispusă să facă orice pentru un copil. Își aduce aminte perfect emoțiile cu care se plimba pe aceste holuri pline de fotografiile bebelușilor concepuți aici. Teama cu care privea pe furiș viața care se prepara neprubete în laboratorul din capătul holului și bătăile puternice de inimă cu care a intrat în sala mică de la etajul 1, unde se face fertilizarea. Din păcate, FIV-ul a fost un eșec. Am fost atât de 50% de sigură că se va întâmpla să obțin o sarcină, încât rezultatul negativ
A fost atunci pentru mine cel mai greu de acceptat. În acel moment s-a întrebat dacă mai poate duce această luptă. Însă doctorul, care în timpul tratamentului îi descoperise o afecțiune și o operase, a programat-o preventiv pentru următorul FIV. Iar ea s-a întors acasă, să se vindece, la trup, dar mai ales la minte. Și într-o miercuri, n-o să uite niciodată acea zi, doctorul grec a sunat-o și a sfătuit-o să-și facă un test de sarcină. A fost pozitiv. Unde-i mama? Hai să facem și tata? Și Teia? Unde-i te? Da, bravo, ți-au ieșit toți la număr. De un an și jumătate sunt trei. A venit la noi atunci când a vrut ea, cum a ales ea. Și mai ales a venit pe lume natural, fără tratament de fertilizare. S-a dovedit că un diagnostic pus corect de un doctor și mentalitatea unei echipe care înțelege că fiecare caz e diferit, pot deveni uneori rezolvarea simplă a unei probleme atât de complicate. Băi, nu se ține. Da, se ține cu picioarele, nu vezi că le are sunt băgate de la faza de embrionie supraviețuitoare. Micuța supraviețuitoare se întâlnește astăzi cu Marea, cu Marea din Grecia. E prima dată în orașul în care, într-un fel sau altul, s-a schițat proiectul din care avea să apară ea. Și după mai bine de 2 ani, se întorc în clinica din Atena, în formulă completă. Mi-am adus aminte, am venit aici și plină de speranță, și dezamăgită, și, nu știu, fricoșată cumva, așa, de toate lucrurile noi pe care le-am făcut aici. Și acum, prima oară, drumul cu Teia chiar a fost exact așa, o chestie. Cumva, toate drumurile s-au împlinit, ca să zic așa. Ea doarme ca barbare. Sunt aici și Toni, și Robi, și Alex, și Ilinca, toți copiii din România care au fost concepuți în Grecia. Medicul Costas Pantos îi întâmpină ca pe niște oaspeți dragi și nu-și poate lua ochii de la micuții pe care îi consideră un pic și ai lui. Dacă l-ai lăsa aici în hol ca să întâmpine toți puii de om a căror viață se leagă de a lui, i-ar trebui probabil câteva luni. Despre Costas Pantos se spune că ar fi tatăl cu cei mai mulți copii din lume. I have 8 children of my own and through this clinic we have over 40,000 babies been born from all over the world which have been conceived here in Greece. We have couples coming from 34 countries around the world and of course from Romania. În clinica lui din Grecia se fac în jur de 700 de fertilizări in vitro pe lună, față de cel mult 140 câte se fac la noi în țară, în toate cele 25 de clinici specializate pentru așa ceva. Și cel puțin 115 dintre cuplurile care ajung aici sunt din România. E ca o fabricuță în care se concep copii la foc continuu. În acest moment, toate camerele unde se face embriotransfer sunt ocupate și vorbim de peste 30 de săli ca acestea pe cele două etaje ale clinicii. Știm că pe aici, pe undeva, sunt și niște cupluri de români, însă am fost rugat să păstrăm discreția și să nu-i deranjăm în aceste momente în care se întâmplă ceva foarte important în viața lor și orice element care ar putea induce o stare de stres trebuie eliminat din start, în așa fel încât povestea lor să fie una cu final fericit. E o liniște absolută. Doar din când în când, din spatele unei uși, se mai aud șoapte, ca într-o rugăciune. Poate chiar asta se întâmplă, ne spune doctorul Pantos, și ne invită discret în una dintre camerele din care tocmai a ieșit o pacientă. There were a lot of Romanian couples coming here for transfer. And then I suddenly started noticing that in this picture on the wall here, suddenly there were small icons of saints. This came from Romanian couples and it was very touching. In that manner, you can see how couples are eager for something to give them hope. În orice colț al clinicii ești, îți atrag atenția miile de fotografii cu bebeluși și icoane. La fel e și în biroul doctorului care uneori petrece la muncă și 20 de ore pe zi. Pe un raft sunt amintiri de la toate botezurile la care a participat. Copii care s-au născut în clinica lui datorită lui. În spate, pe un monitor, se derulează imagini din timpul unei operații. Se întâmplă asta chiar acum, iar doctorul Pantos mai dă din când în când câte un sfat prin telefon. Da, ok. Bine. Își aruncă apoi un ochi la computer. Într-o jumătate de oră, cât timp a stat de vorbă cu noi, a primit aproape 100 de apeluri pe telefon, peste 25 de mesaje și tot cam atâtea e-mail-uri. Unul dintre ele îi atrage atenția. She just called me 10 minutes ago.
So I'm just going to call her now and congratulate her. ¿Qué corfía? Adios! Bravo, bravo, bravo. Din păcate însă nu dă întotdeauna vești bune, dar el își învață pacientele că trebuie să vadă doar partea plină a paharului. Despre această mentalitate le vorbește și român celor care ajung la cabinetul lui. Unele își aduce aminte chiar în situații limită. There was a couple who came and said, you know, this is going to be my last attempt. Okay, I said, since it's going to be your last attempt, you should get pregnant. And she got pregnant with twins. Another lady who was just a few months before turning at the age of 50, and because there's a law here saying that up until the age of 50, not more, she already had about 7 or 8 IVF attempts elsewhere, and I think one failed here also. During this time, she got pregnant again. She had twins too. Dar cu aceeași blândețe se dau și veștile proaste, în limba maternă a pacientei. Ascultă-mă, nu încerca să-ți găsești o vină pentru toate astea, niciodată să nu faci acest lucru. Tu întotdeauna trebuie să știi că tot ce a depins de tine, ai făcut. Laura a fost angajată la clinică special pentru asta, să le fie de ajutor românilor, pentru că aici s-a înțeles o lecție. Medicina performantă poate aduce cu sine turism medical și bani. Pacienții sunt chiar încurajați să vină la Atena pregătiți pentru o mini-vacanță, în care relaxarea să se îmbine cu procedurile medicale. Așa că Laura nu e doar un translator. Ea îi întâmpină pe români și îi ajută în permanență să nu se simtă străini în țară străină. De multe ori am plâns împreună cu pacientele și m-am bucurat și am chiuit pe culoarele clinicii. Și le spun întotdeauna când pleacă de aici, vreau să aud vești bune, nu chiar, nu numai bune, foarte bune. Și aștept. Vin mesaje pe timpul nopții, pe timpul zilei și îmi spune, am reușit. Și mai e cineva aici căruia i-au fost dați în grijă românii. Andreas, un medic grec cu diplomă obținută la București. Singurul ucenic acceptat vreodată de doctorul Pantos. Probabil a simțit că e ca el, pasionat de meserie până la epuizare și capabil să empatizeze cu fiecare om de parcă i-ar fi o rudă apropiată. Gândiți-vă un om, o familie care stau în comună, care nici măcar nu știu foarte bine ce este pasaport, nu știu nicio limba străină, n-au ieșit niciodată din comuna lor, să-i spui, hai să mergem în Grecia să facem procedura de fertilizare in vitro. Mi se pare foarte greu, nu pot să o ducă. Și chiar îi simt, nu pot să o ducă, îi spun și se plâng. Nicoleta și Costin nu s-au plâns nicio clipă. Știau că fertilizarea in vitro este singura lor șansă ca să devină părinți. Nicoleta pierduse în 3 ani 3 sarcini. În Grecia nu fuseseră niciodată, așa că și-au spus, și dacă nu reușim, măcar ne alegem cu o vacanță la Atena. Au urmat toți pașii cu încredere, fără să se gândească nicio clipă la eșec, dar nici la 3 copii deodată. Cum a fost momentul în care ați aflat că sunt 3? A fost minunat, evident. În același timp a fost și... Sunt 3. Speriat puțin. Pe care am văzut partea plină a paharului. Ideea cu partea plină a paharului au învățat-o de la greci, chiar în zilele în care se pregăteau pentru fertilizare. Le-a prins bine atunci, le prinde bine și acum, în acele momente în care Robi vrea să mănânce, Tony să se joace și Alex, de exemplu, să plângă mult. Alex! A spus și ok. Da. Ce, eu prefer să le iau în brațe pe Alex, dacă-i da? Briza de pe faleză se dovedește însă un bun somnifer și cei mici adorm repede, lăsându-i pe cei mari să-și tragă sufletul după 2 ani ca o cursă în Montan Rus. Aici, pe malul mării, făcând bilanțul, viața li se pare dintr-o dată frumoasă și simplă, cu obstacole pe care le vor trece cumva împreună toți 5. Și pe aici cred că nu o să putem de ăsta. Nu, n-ai cum. Nu merge. Nu, pe șosea eu zic, aici e mai bine. Da. Din păcate ne încadrăm la categoria rehicule. În holul hotelului din Atena e deja agitație mare. Toată lumea, mare și mică, se pregătește de petrecere. Doctorul Andreas, cel care i-a încurajat să vină în Grecia, ține loc de bonă. Ce v-aștept? Îți place acolo, nu? În fiecare an, la jumătatea lui iunie, doctorul Pantos își cheamă la Atena copiii răspândiți prin toată lumea, ca să-i cunoască personal și ca să le aducă aminte că, într-un fel, rădăcinile lor sunt aici, în Grecia. Spre seară, stadionul olimpic din Atena devine un fel de Babilon. Oameni de toate națiile, vorbitori de toate limbile, se adună aici cu mare, mic și foarte mic. Orașul în miniatură, construit special pentru această zi, e inundat. Sunt câteva mii.
Nu e familie care să nu aibă în brațe sau în cărucior măcar un copil sau chiar doi. Doctorul Pantos își face cu greu loc printre ei. E asaltat din toate părțile. Toți vor să-i strângă mâna, să facă o fotografie, să-i povestească ceva. Par să se cunoască de o viață, chiar dacă pe unii dintre ei i-a văzut doar o dată în viață. Aș vrea să vă imaginați că toți acești copii n-ar fi existat dacă la un moment dat părinții lor n-ar fi venit în Grecia să-și trateze problemele de infertilitate. Sunt de toate vârstele și de peste tot din lume, iar de data asta și din România. Și se bucură de viață. În toată această mulțime, românii noștri sunt copleșiți. Își țin în brațe copiii ca pe niște mici comori, conștienți odată mai mult ce norocoși au fost și recunoscători acestei țări care a știut să-și cultive valorile. Așa a devenit Grecia țara cu cea mai mare rată de reușită a FIV-ului din toată Europa. Grecii au înțeles că respectul pentru viață și pentru copii asigură viitorul unei nații puternice și fericite. Iacu Asalt, o femeie trecută bine de 40 de ani, care ține strâns în brațe o fetiță. Vin din Australia, unde mama e o celebră scriitoare, actriță și ambasador al femeilor care își doresc un copil. Să faci 23 de fertilizări in vitro e nemai auzit. Până și doctorul Pantos a fost uluit de forța acestei femei și disperarea cu care își dorea un copil. El a fost cel care i-a făcut lui Mary fivul norocos, demonstrându-i odată în plus că dacă ai credință și curaj, poți depăși limitele. Și acum 4 ani s-a întâmplat la fel, când, prin fertilizare in vitro, a reușit să aducă pe lume un bebeluș perfect sănătos, într-o familie în care toți ceilalți copii se născuseră orbi și cu autism. The couple asked for the help of the scientists of the Athens Medical School. Știrea a făcut în conjurul lumii, mai ales că în urma testelor genetice făcute pe nou-născut s-a găsit și remediul pentru boala celorlalți doi copii. Așa și-a câștigat doctorul Pantos încrederea și respectul colegilor din lumea întreagă, inclusiv din România. Aici vedem o rezultat a unei munci care nu e numai academică, e o muncă medicală, o muncă de marketing, o muncă de echipă. Am sperat ca undeva în anii următori să putem fi în stare să facem și în București așa ceva. Primul pas l-au făcut tot grecii. Doctorul Pantos a anunțat deja că anul viitor sărbătoarea copiilor născuți în clinica lui va avea loc la București. Va deschide aici și o clinică unde va încerca să dezvolte, exact ca în Grecia, turismul medical. E din categoria aceea de medici care au înțeles că au de îndeplinit nu doar o procedură, ci și un vis. I feel that we have achieved our purpose as doctors to serve those couples. It's wrong to be deprived for some reason or another, and it's our duty as doctors to help them achieve their goal to have a child. Poate că va izbândi și în România. Poate că medici care împărtășesc viziunea și care s-au săturat de bețe în roate ar putea să îi se alăture și împreună să construiască aici nu numai clinici, ci și o nouă mentalitate, că dreptul unei femei de a fi mamă trebuie respectat, că investiția în noua generație aduce beneficii tot statului, că trebuie să ne grăbim să ne recuperăm tinerețea ca nație, pentru că suntem tot mai bătrâni într-o țară tot mai goală.